Hei, salutare, prieteni! Bun găsit la emisiunea Lumina și bine v-am găsit în 2020! Sunt eu, Andrei Basarabeanu, și astăzi vă spun pricoane în limba rusă, gen bliat, suca! Nu, azi e o zi un pic deosebită. Astăzi o să dăm citire celor mai importante mesaje. Mesaje grăitoare, mesaje strigătoare, care vin la adresa emisiunii Lumina și pe care eu le adun într-o mapă specială. Cele mai importante din ele, din milioane de mesaje, cele mai importante din aceste mesaje, astăzi o să le citim împreună. Și poate nu doar citim, dar descifrăm. Pentru că adesea, așa cum o să vedeți, unele din aceste mesaje sunt un pic mai speciale. Nu este suficient să-l citești, să-i răspunzi direct omului pe Facebook. Dar e necesar să intri adânc în esența cuvintelor pe care omul se trudește să mi le scrie. Haideți împreună să ne cufundăm în abisul acestor mesaje de dragoste adresate mie și personajelor emisiunii Lumina. Începem cu un mesaj din partea lui Tudor. Tudor Bezer scrie: dar tu ești Pidar Galimii, atât ce pot spune. Și ubalnicul îți trebuie rupt să nu mai poți gani, pentru că așa Pidar ca tine în general trebuie lichidați. Ei, Cu ultima parte a mesajului parcă suntem de acord. Dar ia că ce înseamnă Pidar Galimii? Pidar Galimii? Pidar am mai auzit, dar Pidar Galimii parcă e un nume de stațiune turistică din Grecia. Vara asta să mă odihnesc la Halkidiki, la Thessaloniki și după asta la Pidar Galimii. Cine merge cu mine la Pidar Galimii? Mă înțeles, dar ce înseamnă atunci ubalnicu? Ubalnicu trebuie... Dacă Pidar Galimii e stațiune turistică în Grecia la mare, îți pui pe tine și... Când te scalzi la mare și pui pe tine cu palnicu, dar omul s-a grăghit și a scris ubalnicu. Respectiv, Tudor vrea să-mi rupă mie cu palnicu. Tudor, eu sunt căsătorit. Da, vorba așa e, și nu faci pentru bani. Mergem la următorul mesaj, prieteni, din partea lui Leonid Iațco. Oi, uibac, ia și uite-te la tine, da? Oi, uibac, ia și uite-te la tine, da? Leonid, eu întotdeauna m-am apreciat poligloței. De că... Am o problemă cu limba mongoleză, serios, de fiecare dată. Ce? Ce spui? Uibac? Scaut pe Google dacă nu știu ce înseamnă? Uibac, hai să cătăm pe Google. Uibac. Uibac, file extension. Uibac, asta e extensie de fișier. Alo, IT-șnici, conectați-vă, confirmați ce aici spun. Fișierul Uibac poate fi utilizat pentru a recupera o imagine de disc dacă fișierul original devine corupt sau este șters. Respectiv, Leonid își face griji ca nu cumva eu în computerul meu să am un fișier corupt, ceva să șteargă. Leonid, mulțumesc pentru grijă. Acum, sincer să spun, Uibac, uite-te și tu dacă n-ai un fișier corupt. Corupt se scrie împreună, nu corupt, ce cu tine? Hai, Doamne, mulți încurcă. Încurcă. Corupt. Doamne, numai glume iese din mine. Mergem mai departe. Dorin aparatul? Dorin aparatul, lasă-mă, deșteptule, că ești bun numai de criticat lumea, dar tu personal ai făcut ceva bun pentru cetățenii din Republică. Ori să cumperi unui copil orfan o pereche de pantofi. Dorin, tu ești mai prins. Eu niciodată, eu trebuie să recunosc, eu niciodată n-am cumpărat vreunui copil orfan o pereche de pantofi. Niciodată! Da, e că hai să trecem altă întrebare. Tu mă mai întrebi dacă eu am făcut bine vreodată pentru cetățenii din Republică. Dar eu o să-ți răspund cu o întrebare. Dar care Republică? Dragă Dorin, sunt foarte multe state care prin forma lor de constituire sunt o Republică. Și e că eu îți dau exemplu. Vara trecută, în Republica Orhei, eu mergeam Sibie cu 54 la oră. La Vogan, mâna țineam pe Vogan, merg. Pe strada Petru Rareș, pe podișorul acela care peste râu, știi? Merg și sunt din spate în oglindă, văd un cetățean, un concetățean, hai să fim sincer, pe un Nissan Patrol din spate și sunt cum se apropie de tocmai pupă bumperul. Dar eu ascultam rusca radio, n-auzem ce spune el, dar mol în gând zic, o, el precis îmi spune acum. Nișc-te eu! Tu și nu știi că 54 la oră asta e viteză de... Și în momentul acela concetățeanul apasă pe gaz, uie, pe strecică, trece alături, eu din stânga, bucval crâmpei, observ așa o față de
Вам нервать, кому сказать, Василий Боля. Серьез? Целуй, ты ламинь. Фак ее худеть, умирать, что третий пеленгамин язык. Ху! Сваршит, макарку и вам, факует бинин республика. Сенская ламласат приму сажун галамарте с Грабяцкой. Йоу, кучин за шпатру лаворы с Айовым пик маинче. Шак и, драга Дорин, пантофь ла копии дин орфелинат нам кумпарат. Да, чева бун пентру читацени дин республика. Брюс скрет кам факу. Următorul mesaj este mai degrabă o întrebare cu trei variante de răspuns. Victor Hristiuc mă întreabă: albot, sugi sau ai subt? Deci albot, sugi sau ai subt? Victor, prima variantă, albot. Mergem mai departe. Gheorghe Spânu: măi, capăt de pulă, măcar dacă erai obiectiv, dar așa sai pe pula, lua cel mai groasă râsule. Iar e unul din momentele și alea. Ne adunăm toate forțele creierului și ne concentrăm să înțelegem ce a avut în vedere domnul, hai să admitem, doctor în știință și cuvânt Gheorghe Spânu. Deci pula, asta ce pula? Pula asta cam așa, dacă să luăm castraveti englezesc. Așa capăt, da? Nu, capăt așa. Asta pula. Așa capăt. Dar obiectiv ăsta, eu, de exemplu, acum filmez pe obiectiv, nu știu, voi vedeți sau nu în cadru aici. Ia ca. Obiectiv de asta, 10 18 mm. Dar mai am un obiectiv 50 de mm. Și că asta pula, asta capăt, asta obiectiv. Respectiv, aha, măi, capăt de pulă, măcar dacă era obiectiv. Deci capăt de pulă mare, dacă eram obiectiv, mai bine. Dacă eram obiectiv, dar așa sai pe pulă, lua cel mai groasă râsule. Deci la început îți capăt de pulă, era bine să fie obiectiv, dar la urmă ni se adresează ca râsule, râs, animal. Capăt de pulă, așa, obiectiv. Spune, te rog frumos, Gheorghe, ce ai vrut tu, eu știu. Și sănătoasă, măi. Mergem mai departe, Cobăleanu Roman zice: taci, băi, pulă proastă, tontă leu, ești tu, șoban, iobane, fuck you. Eu se vede că ești l-am supărat tare pe Roman. Da, ajutați-mă să înțeleg, nu-i prima oară când ni se întâmplă. Asta e vorba de cât de talentată sunt eu. Sau cum ies eu în cadrul aceleași propoziții, în cadrul ăla, câteva cuvinte în cruși eu reușesc să fiu în cap, în imaginația, în percepția cuiva, reușesc să fiu și pulă proastă și șoban iobane. Cum? Ca aici trebuie să recunoaștem iscusința lui Roman de a mă lăsa aproape fără cuvinte. Aproape fără cuvinte, pentru că au mai rămas câteva mesaje la desert. Rămâneți alături de mine. Pavel Tumba zice: suge pula, Andrușa, căcova huia pe tine trebuie să te susțină cu o donoare? Fute acolo la traseu și fă ruble, dar nu cere la oameni care stau acasă. Pavel vine cu o sugestie: să nu șer bani, dar să mă duc să fac ruble la traseu. Traseu, highway, știu le, aici e ilegal să mergi ca pieton și ca biciclist și ca mopedist, n-ai voie. Respectiv, eu îmi recomand să mă duc să fac un act ilegal, să fac ruble. Câteva state din lume folosesc ruble, să le fac ruble, să le imprim ruble? Nu-i clar. Eu acum, după ce am mestecat acest mesaj de câteva ori, înțeleg la ce inovație s-a referit Pavel Tumba. Eu nu trebuie să vă cer vouă să faceți donoarea decât dacă nu sunteți acasă. Deci eu sau mă duc la traseu ilegal, fac ruble, sau vă cer bani, dar important, voi să nu fiți acasă. Nu stați acasă dacă vreți să donați pentru emisiunea Lumina. Ieșiți afară. La urma urmei, hai cu mine la traseu să facem ruble. Și cireșica de pe tortul nostru de astăzi este un mesaj pe care eu vă recomand să-l citiți în fiecare dimineață. Ca un motor, ca o forță care să vă conducă pe parcursul zilei, să aveți o zi minunată. Zâmbiți celor din jur, să culegeți și răspândiți iubire. Nicolae Țurcan îmi scrie: Bobocan, hai fă un sasati la pațani și ești liber. Sasati? Sasati la pațani? Ce înseamnă asta? Ce înseamnă sasati la pațani? Vă întrebați voi și începeți să căutați pe Google și dați de video pe care nu e tare safe să vă uitați la lucruri. Sasati în cuvânt indian, băi, vă amintiți cântecul? Mundian tu bathe, bathe rai, mundian tu bathe, la pațan sasati. Pațani, ne vedem mâine la Ștefan, vă fac un sasati și sunt liber, pentru că tot în viața asta, tot pot scumperi cu bani. Numai nu libertatea. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de mine în această scurtă călătorie. Băgați un like la acest video că e gratis. Mai dați și un share ca să afli cât mai multă lume câtă dragoste există pe internetul moldovenesc. Și, bineînțeles, haideți să mulțumim celor care susțin în fiecare lună emisiunea Lumina Financiar.
Celor mai noi patroni emisiunii Lumina vreau să le spun un sincer salut și mulțumesc Dan Pălărie, Olga Sturza, Tatiana Chihai, Dorin Ursu, Radu Oprea și Alexei Prepeliță. Și așa cum a spus și Pavel Tumba, mai ieșiți o leacă din casă dacă donați pentru emisiunea Lumina. Hai cu mine la traseu să facem ruble! La revedere!